Un număr de 380 de elevi de gimnazială din Sibiu au făcut un gest impresionant pentru educatoarea Iuliana, care are nevoie de un transplant pulmonar. În această dimineață, tot atâtea baloane colorate au fost lansate în Piața Mare. Educatoarea din Sibiu a fost diagnosticată cu hipertensiune pulmonară severă. O intervenție ce presupune transplantul pulmonar măsoară costuri de până la 70.000 de euro. Am organizat această acțiune pentru a ajuta pe colega noastră care are niște probleme de sănătate, are nevoie de un transplant pulmonar care implică niște costuri imense și ea ca cadru didactic ca și noi sigur nu poate să-și permită. Vrem să ajutăm și ca să îmbinăm, rămână și memorabil pentru copii, am hotărât să achiziționăm niște baloane. Fiecare a plătit pentru balon cât a vrut. Noi plătim baloane și restul rămâne donație pentru colegii noștri. Sumele donate de elevi depășesc 5.000 de lei. Educatoarea în cauză a făcut practică pedagogică la școala gimnazială, iar copiii o îndrăgesc, motiv pentru care și-au dorit foarte mult să participe la acest eveniment.